Salut! În episodul de astăzi o să vă arăt cum se aerisește frâna, cum o poți face tu singur acasă sau cum se schimbă mai degrabă lichidul de frână. Episodul este valabil cam pentru orice mașină, deși eu o să fac treaba asta pe mașina mea, un Ford Focus 2 din 2010, combi, dar procedeul este foarte similar pe mai multe mașini. Ei bine, Ford Focus-ul are o problemă de design și anume lichidul de frână este aici, sub toate plasticurile astea, așa că eu o să trebuiască să dau jos ștergătoarele, să scot plasticurile astea și să am acces la recipientul cu lichid de frână. Dar voi, probabil, dacă aveți altă mașină, sunteți mai norocoși și nu o să trebuiască să faceți toată chestia asta. Așa că eu mă apuc de treabă. Avem acces la recipientul cu lichid de frână și acum o să-l curăț întâi în prealabil înainte de a mă apuca să-i desfac capacul. Pentru Ford Focus, lichidul de frână scrie și pe el, este DOT 4. La mașina voastră s-ar putea să fie alt fel de lichid de frână, dar la majoritatea mașinilor moderne e DOT 4 sau DOT 3 sau DOT 5. În fine, ce lichid de frână aveți voi nevoie, e de obicei scris pe capac sau sus pe recipient. Eu o să-l suflu un pic, o să-l curăț cu spray de curățat frânele ca să fie curat, să nu contaminez lichidul dinăuntru cu nimic. După ce l-am curățit, deschidem capacul să vedem ce e înăuntru. Este cam mult lichid de frână și asta pentru că tocmai ce am schimbat frânele, am dat pistoanele înapoi și e normal să fie mai mult decât trebuie. Dar o să-l scot pe tot afară și o să pun altul nou în cele ce urmează.
Pentru toată operațiunea o să ne ajutăm de un astfel de kit. Este un kit de aerisit frâne. Costă cam 160 de lei, îl găsiți la linkul din descriere, vă las link de unde l-am luat și eu și conține așa, conține un recipient în care se pune lichidul de frână. Aici are un robinet, se atașează pe recipientul de la lichidul de frână astfel încât să alimenteze, să nu rămâi în timpul aerisirii fără lichid. Deci ăsta o să stea acolo și conține un aerisitor. Aerisitorul are un furtun cu o chestie de asta ce vine peste aerisitorul de la etrier. Iar aici sunt seturile de accesorii care vin montate pe ăsta ca să stea lichidul de frână, ca să alimentăm cu lichid de frână. În prima fază o să trag un pic de lichid de aici. O să las totuși ceva, nu o să-l trag pe tot. Și nu e indicat să-l trage pe tot, dar o parte o să-l trag. Vedeți că lichidul este destul de murdar. Ok, chestia asta cam așa trebuie să stea. Partea bună e că o să-ți alimenteze tot timpul vasul de la lichidul de frână în mod automat. Deci când se scade sub nivel, el dă drumul la lichid. Totuși ar trebui să vii să verifici că nu e bine să rămâi în vasul fără lichid. Deci ăsta îl lăsăm așa și acum mergem la cel mai îndepărtat punct de către pompă, adică spate dreapta, și o să aerisim acolo. Așa, mi-am pus aerisitorul ăsta aici, am pus o cheie de 10, întotdeauna să știți că șuruburile astea de la aerisitor sunt foarte sensibile. Și eu recomand întotdeauna să puneți inelară și o inelară cât mai bună pe ele, nu cheie fixă. În principiu o să pornim aparatul, dăm drumul la aerisitor și așteptăm până ce o să tragă lichid. Bun, după ce ați terminat de aerisit o roată, treceți la următoarea și la următoarea și la următoarea, până ce o să le aerisiți pe toate. Uitați cam cât lichid am extras până acum, destul de mult zic eu, deci ăsta are 1,5 litri, în jur de 1 litru, am extras, cam atâta este și în instalație din ce știu eu, cam în jur de 1 litru,
Ceea ce înseamnă că am schimbat în mare cam tot lichidul de frânare. Și hai să vedem un pic cum arată, o să-l desfac, n-are cine să-mi țină acum camera, desfac și vă arăt cum arată lichidul ăsta vechi. Cam așa arată lichidul înăuntru, se vede cât e de negru, deci e clar că mașina va merge mult mai bine, cel puțin din punctul meu de vedere, frânele vor fi mult mai bune. Acum că am schimbat și plăcuțele, discurile, lichidul, ar trebui să am frâne destul de bune. O să-mi dau seama de-abia cam peste 200 de kilometri. Cam atâta durează până ce frânele își fac luciu, până ce tot sistemul e ok. Dar pentru început o să merg cu mașina mai încetul, o să ies să verific dacă totul este ok. Dacă frânează, dacă ține frâna de mână și dacă nu pierde în următoarele zile lichid. N-ar trebui să piardă pentru că nu are pe unde să piardă, eventual pe la aerisitoare, dar vă spun că nu pierde. Deci din experiență nu mi se întâmplă niciodată să se întâmple să piardă, dar e bine de verificat. Dacă faceți chestia asta, primele câteva zile o să verificați nivelul ca să nu scadă. Chiar dacă scade un pic, poate e normal, deși nu ar trebui să scadă. Dar vedeți, și pe urmă vă uitați pe sub mașină, lăsați mașina pe beton, pe asfalt, să vedeți dacă există scurgeri pe undeva. Dar în mod normal nu ar trebui să fie. Aveți grijă aici, dacă nu aveți dispozitivul ăsta de dozare, aveți grijă să nu, mai bine puneți o cârpă, să nu stropiți cu lichid de frână, pentru că lichid de frână cam mare de tot ce atinge, dacă atinge vopseaua din greșeală, mătuiește vopseaua, practic cu el poți să dizolvi vopseaua și e cam nașpa. Deci cam așa, cu ajutorul acestui dispozitiv se poate face. Dacă nu aveți pe cineva, nu aveți dispozitivul ăsta, atunci ar fi bine să aveți pe cineva care să vă facă pedală la fiecare roată și clasic, dați drumul. Dați drumul la aerisitor, îl închideți, face pe metoda clasică și aia e sfântă. Bun, a trecut ceva timp de când am făcut aerisirea, să fiu mai exact, cred că au trecut undeva la 2 luni, poate chiar mai bine de 2 luni. Și hai să vă arăt mai de aproape cum se prezintă treburile. Deci deocamdată nu prezintă niciun fel de uzură discurile. Bine, am și făcut foarte puțin kilometri în 2 luni. Nu știu dacă am făcut 2000 de kilometri. 1000 și ceva am făcut. Am aerisit toate 4 roțile cu acel aerisitor automat pe care vi l-am arătat. Și s-a comportat foarte bine. Am reușit să schimb tot lichidul de frână, care apropo trebuie schimbat odată la 2 ani. De aia mi-am și cumpărat acel aerisitor. Pe urmă l-am folosit pe acel Golf 3 pe care l-ați văzut în clipurile mele. Dacă nu l-ați văzut, vă las pe aici un card. Pe urmă l-am folosit și pe mașina tatălui meu. Deci am aerisit, am schimbat lichidul la 3 mașini și toate 3 merg foarte bine. Am fost la ITP, am frâne foarte bune, atât pe față cât și pe spate. Deși pe frâne și în manualul lor spune că frânele prind de-abia așa cum trebuie, de-abia după 200 de kilometri, eu imediat am făcut câteva drumuri lungi ca să văd cum funcționează frânele și pot spune că au început să se comporte bine după cam 50 de kilometri și după aia au început să meargă destul de bine. Aparatul este unul foarte bun, sunt mulțumit de el. Face vid, trage tot aerul și tot lichidul, deci el intră peste aerisitor automat. Fiind, având capul ăla de cauciuc, intră forțat peste aerisitor și suge tot aerul. Acum, de ce nu se umple tubul ăla de plastic care l-are? E pentru că debitul de pe conducte e mai mic decât debitul care l-are
furtunul respectiv. În schimb, el, făcând vid, scoate tot lichidul de pe conducte, lichidul fiind pe urmă recomplectat automat datorită acelui dispozitiv, se face o aerisire și completă și o schimbare a lichidului de frână foarte ușoară, pe care o poți face singur acasă. Asta este avantajul. Acum, dacă voi nu aveți compresor și nu vreți să vă cumpărați un compresor, nu aveți ce să faceți cu el, nu o să puteți folosi tipul ăsta de aparat. Dar să știți că sunt aparate de aerisit care, la care nu vă trebuie compresor. Puteți să vă confecționați voi dintr-o sticlă și un furtun sau dintr-un cap de spray de ăla pentru geamuri și un furtun. Deci sunt mai multe metode, deci cu siguranță dacă vreți să vă faceți singuri această operațiune, o să o puteți face. Însă eu am ales acel aparat de aerisit pentru că am compresor, prețul fiind unul foarte bun, 160 de lei parcă, și mi-am făcut toată treaba singur. Înainte făceam prin metoda clasică, adică cineva stătea la volan, făcea pedală, ținea pedala apăsată, eu dădeam drumul la aerisitor, îl închideam, pe urmă iară făcea pedală și tot așa până ce se ducea jos tot lichidul din instalație, cam un litru și ceva de lichid. Completai, merge și așa, doar că îți mai trebuie o persoană și pierzi mai mult timp. Bun. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să-mi dați un like. Dacă vă uitați și peste celelalte clipuri ale mele și vă place ceea ce fac eu și considerați că e interesant, vă puteți abona. Canalul ăsta este un canal făcut de un amator ca și mine pentru un amator ca și tine. Deci e un canal unde eu, care sunt pur și simplu doar un șofer, un simplu șofer amator, îmi conduc mașina, vă arăt vouă, celor care nu știți să faceți anumite treburi, cum se face. Sau cel puțin cum le fac eu. Asta nu înseamnă că profesioniștii le fac la fel ca și mine. Asta e și diferența între mine și un profesionist. Eu sunt un amator și mă adresez amatorilor. Profesioniștii, din păcate, nu își împărtășesc cunoștințele cu noi. Bun, ne vedem data viitoare. Pa!